Salutare, frățiorilor. Bă, dau drumul la clipul ăsta. Așa, ca să anticipez ce o să fie diseară pe live și vă iau așa frumos pe doi din voi. Doi, vă iau acum direct pe tine, Bogdane, pe tine, Paladine, dacă nu vă iau pe amândoi și vă arunc în aer, cum s-ar zice și cum trebuie, pe amândoi, că să mor încep așa cu Bogdan, nu că vreau să-l pun pe unul înainte sau pe unul în spate, încep cu tine, Bogdane. Te-ai murdărit la gură de căcat aseară când a început de live. Bă, nu început să live-ul de 10 secunde. Tu ai dat-o, hata nu se mai dau un cent lui Paladin și alea. Dar ce pula mea mă interesează pe mine, ce pula mea îi dai tu lui Paladin? Cine pula mea te-a întrebat pe tine, ce i-ai dat tu lui Paladin? E live-ul lui Paladin sau ăla era live-ul meu aseară, mă? Hata, domne, am zis-o la glumă, să-mi bat pula în glumele alea, mă. Alea-s glume, mă? Te-am rugat frumos acum două zile, terminați-o în pula mea, privatele voastre sunt privatele voastre, pe mine nu mă interesează privatele voastre, pe voi v-a durut în pulă, de ce v-am rugat eu frumos, de acum încolo să mă doară în pulă pe mine și de tine și de toată lumea care nu respectă ceea ce îi cer eu. Un simplu lucru, nu ți-am cerut nimic, Bogdan, în viața mea ție. Ție personal nu ți-am cerut nimic. Nu, n-am cerut nimic la nimeni, dimpotrivă. Dacă am cerut, scoateți privatele. Bun, dar eu n-am private cu voi. De când v-am spus, bă, eu știam că o să se întâmple chestia asta. De-aia v-am și zis acum vreo două săptămâni. Nu mai rupeți privatele. Privatele dăunează sănătății. Janez voi, că nu sunteți proști degeaba unii din voi. Cu aia te-ai murdărit la gură, te-ai lăudat că i-ai dat lui ăla 50, 60, 70 și pula mea i-ai dat tu, că pe mine nu mă interesează. Bă, de ce? Ce ai rezolvat, mă? Ce ai vrut să-i dai umilință lui ăla? Că hata, ți-am dat 60 de euro, te-am rupt, ți-am făcut. Părai gest de bărbat, mă? Bă, vezi că te-am apărat pe tot YouTube-ul să moară mama de la primul live la ultimul live pe unde ai fost, că în față nu spune nimeni adevărul și te-au luat toți la mișto. Pe criptomonete, că ești bogat, că ești sărac, că ești pula, că te lauzi pe dreapta, pe stânga. Am mințit, eu personal am mințit oamenii, nu domne. Ceea ce e Bogdan, pot să confirm că am văzut cu ochii mei, Bogdan nu-i nevoie să-și cumpere membru pe la mine pe canal, că el trimite pe lângă, nu-i nicio problemă, știu eu, am văzut eu, pula, nu, e minciună, că am încercat tot timpul să fiu aproape ție ca și persoană. Știi ce zic? Pe tine te doare în pulă. Dacă te-am rugat frumos, terminați-o în pula mea cu problemele voastre. Faceți-vă în pula mea live-urile voastre. Faceți și pula mea vreți voi. Pe voi v-a durut direct în pulă. Dacă tu crezi că eu îmi pierd în pula mea seara întreagă, noaptea, să fac un căcat de live și să suport pe tine când eu te-am rugat frumos să termini și tu ai dat-o frumos acolo cum trebuie, din prima cum ai intrat pe live, ai băgat-o, de ce pula mea nu l-ai sunat, mă, pe el? Bă, nu să-ți mai dau în viața mea un cent. Nu, tu trebuia să o dai pe live. Ai așteptat-o. Ai așteptat să dau drumul la live? Că e imposibil, era prea acolo. Bă, n-ai așteptat o jumătate de secundă în plus. Hop, ai dat-o, mâncați-a și pula ta. Că tu ai fost șmecher rău de tot. Te-ai simțit șmecher. I-ai dat umilință lui ăla că i-ai dat 60 de euro care i-ai trimis că ai vrut tu. Nu cred că ți-a cerut el. Și iartă-mă pe mine să moară mama, miliardar care ești. Și te respect. Vii să te lauzi că ai dat 60 de euro să moară mama. Oh! Vedeți că să moară mama. Vi dau eu la toți ăștia care vă plângeți, că ați dat pe la unul și pe la altul și hata, nu mai sunteți prieteni sau pula mea combinațiile voastre, vi dau eu înapoi să moară mama. Jur pe viața mea să nu mai văd ziua de mâine, vi dau eu la toți care dintr-o dată vreți să vă plângeți de chestii de genul ăsta. Bun, trecem la Paladin. Bă, Paladine, eu să-mi bat pula în privatele tale, să-mi bat pula în privatele la care hata, domne, nu mai vine lumea la mine pe live, că e X sau Y și o dau cu nume, că nu mai vine, nu știu, Daria, că e Gabriela sau e aia sau e aia, pe mine mă doare direct în pulă, te-am mai rugat de vreo 2-3 ori, nu mă interesează dacă Daria nu are caracter, că hata, nu mai băgați oameni la mijloc, să moară mama, că e adevărat sau nu e adevărat pe privatele ăștia, nu mai băgați oamenii în mijloc, că domne, Irina de aia nu mai vine, ăla nu mai vine din cauza asta, Confin nu mai vine, Dora, aia, bă, nu mă interesează, eu nu fac live-ul și nu dau afară oameni în funcție de ce vrea lumea, nu vrei să vii tu, îți dau un exemplu, Irina că e ăla, asta e, înseamnă că așa trebuie să fie. Eu nu o să mă rog în viața mea de nimeni. Băi, nu o să mă rog în viața mea de nimeni să vină nici să vină pe mine la mine pe live și chestii de genul ăsta. Cine vine, vine dacă vrea. Am mai spus de 100.000 de ori.
Eu și dacă am probleme cu cineva, cel puțin mă duc să salut. Dacă voi aveți probleme de genul ăsta cu unul și cu altul și, domne, hata, nu veniți nici măcar să salutați pentru chestii de genul ăsta, că e ăla sau e ăla, ce să vă fac eu, mă, mâncava și pula voastră? Dar eu nu dau oameni afară. Nu vă mai lăudați cu donații și cu alea. Nu vă mai dați că, domne, hata, eu ți-am dat, nu să-ți mai dau. Paladine, lasă-mă în pula mea cu privatele, că nu mă interesează, nu mai îmbăgați în brâligături, cum s-ar zice. Voi îmi vrei binele, eu nu zic că tu nu-mi vrei mie binele, tu sau Bogdan sau ăla, dar demonstrați-mi altfel. Nu mai căutați ceartă, nu mă interesează private, nu mă interesează cine vine, nu mă interesează cine nu mai vine. E YouTube, pleci tu, vine ăla. Pleacă ăla, vine altul. Pleacă ăla, nu vine nimeni. Asta e, mă doare direct în pulă. A apăs pe butonul de stop și s-a terminat. M-am pișat pe YouTube și așa, la revedere. Dacă cineva crede că YouTube-ul e o viață, n-ați înțeles nimic. Dacă voi sunteți obișnuiți cu live-uri făcute de oameni care poate trăiesc din YouTube sau poate și aduc o bucată de pâine din YouTube, n-ați înțeles nimic. Nu mă confundați cu ăia. Nu mai terminați-o. Cine mai vine data viitoare la mine cu private, că hata pe privat s-a zis, pe privat s-a făcut. Nu că vă blochez, nu că vă blochez. Vă iau la înjurături. Și dacă nu o să mă piși pe voi așa, știi cum, cum trebuie. Vedeți că n-am făcut niciodată chestiile astea și am evitat și am vrut să respect și dușmanii să moară mama. Dar dacă am ajuns să mă cer cu voi sau am ajuns să-mi stric în pula mea live-urile datorită vouă, spuneți-mi. Dacă am, e nevoie să mor dacă vă mint, că văd că s-au format grupuri de ăștia, mai hau, mai bau, ăsta cu ăla, ăla cu ăla, încep să vă blochez. Blochez unul de pe acolo, unul de pe acolo, să se calmeze așa puțin apele. Dacă nu știți să trăiți pe un chat cum trebuie împreună, trebuie să-mi ziceți. Nu e nicio problemă, fraților. Închidem aici colaborarea. Eu nu vă caut să veniți pe live la mine. Voi nu veniți pe live la mine și ne-am terminat. Dar vă repet, problemele voastre care le aveți între voi, pe mine, Alex, nu mă interesează. Privatele care le aveți pe mine, Alex, nu mă interesează. Cum bine știți, dacă eu n-am căutat private cu nimeni, n-am căutat anumite chestii pe privat cu nimeni, nu vreau să iasă privatele la mine pe live. Live-ul meu nu o să fie făcut de private. Dacă vreți live-uri de private, ori faceți live-urile voastre, ori vă duceți pe alte live-uri. Mă lăsați pe mine, lăsați-mă așa singur pe treaba mea acolo, să moară mama, mă pun să joc biliard, mă joc CSGO, fac, găsesc ce să fac. Nu e problemă. Nu e că dacă nu vine X sau Y, eu nu fac live, mă doare direct în pulă. Știți ce zic? Vă aștept cu cea mai mare plăcere, dar nu mă rog de nimeni. V-am rugat frumos. Am făcut live-ul ăla cum trebuia. A doua zi a fost totul bine frumos. A început Talebanul iară să glumească cu toți. A început Talebanul iară să fie cum trebuie. A doua zi iară v-ați futut în cur cu glume de prost gust. Deci ce înseamnă, frate, că ori faci tot timpul, atunci nu mai live-uri de la bulangii. M-am săturat. Pe ăla l-ai lăsat să vorbească urât de mine. Uite ce a zis ăla. Asumați-vă ce faceți. Te-a înjurat ăla de morți? Tu crezi că ăla te-a înjurat pe tine de morți? Iei în pula mea telefonul în mână și îl suni și spui: bă, dă-te în pula mea de zdranță de om, de ce mă înjur, mă, de morți? No? Bun. Tu ai private cu alții? Că hata ți-au spus ție că eu nu mai vin la mine pe live? Mă doare direct în pulă. Nu mai veniți, mă. N-am nevoie de voi, mă. Mă doare direct în pulă de toți, mă. Băi, și cum pula mea se întâmplă că tot timpul comentează anumite persoane? Să moară, mamă. Terminați-o. Terminați-o că sunteți pe YouTube. 20-21, treziți-vă la realitate, că unul are 40 și ceva de ani și tu ai, ești tânăr, ai toată viața înainte. Știi ce zic? Faceți-vă o viață dacă nu știți să trăiți nici pe asta pe YouTube. Știi ce zic? Tu ai pușcării, ai trăit prin țări străine și prin alea și prin alea și ai făcut, ai și tu o viață, știi ce zic? Și te pui să faci harfe de genul ăsta cu Paladin, care are 20 de ani. Paladine, tu ai 20 de ani. Nu te pierde pe private, pe bârfe, pe harnel de genul ăsta. Terminați-o.
Ba da, de înțeles, și-l unul și-l altul, privatele nu mă interesează, Paladine. Nu mă interesează dacă vine Daria, Irina și așa mai departe, Dora, Dori, ăla, nu mă interesează. Le-am greșit eu? Dacă nu mai vin pe live că le-am greșit eu și nu mi-am dat seama, eu știu să-mi cer scuze, îmi cer scuze și așa mai departe. Dar dacă persoanele alea nu vin pe live datorită altor persoane, eu nu pot să le oblig. Dar nu pot nici să dau afară de la mine din chat persoane care, vreau să zic, până acum 3 zile pentru mine erau perfecte. Știi ce zic? Pentru mine erau boboc, n-aveam treabă cu ele. Bun, vă pup pe fratele vostru și o să continuăm pe live. O să încerc deja scuze pentru ce o să se întâmple pe live în seara asta. Cu nume, cu prenume, cu tot, cu tot, să moară mama. Cu tot! Și dacă mă supărați, nu vă dau nici măcar dreptul la replică, să mor eu. Ca să vă dați drumul la live-uri la voi acolo, să o dați bine, știți ce zic? Vă pup pe fratele vostru.